Prințesa fermecată. A fost odată ca niciodată un fermier bătrân care avea doi fii, Austin și Carter. Carter! Unde ești? Am nevoie de ajutorul tău! Nu mă deranja, bătrâne! Încerc să dorm! Austin! Lucrează în continuare la acest gard, cât timp merg în oraș. Da, tată! Când bărbatul a mers spre oraș, s-a gândit. Trebuie să fac ceva înainte de a falimenta. Trebuie să stau jos și să mă gândesc. S-a așezat lângă un copac. Doi oameni stăteau și ei acolo și au auzit conversația. Fica regelui e închisă în castel. Gărzile sunt un dragon și o femeie bătrână. Bărbatul care o poate salva trebuie să treacă de 3 probe. Lumea spune că sunt probe grele, nu-i așa? Și cei care nu trec probele sunt mâncați de dragon. Și ce se întâmplă dacă cineva trece probele? Acel bărbat se va căsători cu prințesa, va avea un castel și comoară. Apoi fermierul s-a gândit. Oh, Carter va reuși, va trece acele teste, se va căsători cu prințesa și va fi rege. După câteva zile, fermierul i-a dat lui Carter singurul lui cal și sabia pentru a merge să o salveze pe prințesă. Carter a lovit lucruri cu sabia în drum. Băiatul era foarte crud, a trecut pe lângă un cuib și l-a distrus. Când a băut apă din lac, a aruncat cu pietre spre rațele de acolo. În timp ce se apropia de castel, a văzut un stup de albine și l-a lovit cu sabia. A fugit și într-un sfârșit a ajuns la castel. A doborât ușa și a strigat. Hei, tu! Deschide această ușă imediat! Sunt atât de obosit! Cum îndrăznești? Nu mă face să aștept sau o să o dobor! În cele din urmă, femeia bătrână cu o voce dulceagă a deschis ușa. Cine bate la ușă? Aștept aici de aproape o oră! Ai surzit? Nu, nu am surzit. Trebuie să o salvez pe prințesă. Trebuie să fiu rege. Așteaptă. Prima dată trebuie să treci de cele 3 probe. Probe? Ce sunt aceste probe? Nu mi-e frică de nimic. Voi arunca aceste semințe în aer. Vântul le va sufla. Tu trebuie să le culegi pe toate și să le pui în acest sac în doar o oră. Crezi că sunt nebun? Ce probă e asta? Voi reveni într-o oră. Și așa femeia bătrână a aruncat semințele în aer și apoi a închis ușa. Oh, e imposibil! Nu voi putea culege toate semințele! Când femeia bătrână s-a întors, i-a spus de a doua probă. A aruncat 12 inele de aur într-un lac adânc. Trebuie să le aduni într-o oră. Nu am înnebunit. Apa e adâncă și rece. Nu te descurci cel mai bine, dar să trecem la a treia probă. Urmează-mă. Mă plictisit. Înăuntru au ajuns în castel și au intrat într-o cameră întunecată. Aici sunt 3 siluete acoperite cu cearceafuri albe. Ai o oră să-mi spui care e prințesa. Dacă ghicești, va fi eliberată. Dacă nu... O voi alege pe cea din dreapta. Cea din dreapta, descoperă-te! Nu, nu! Un dragon! Nu, nu, nu! Nu, nu! Ajutor! Ajutor! După câteva zile, fermierul vorbea cu Austin. Unde e Carter? Îmi fac griji pentru el! Tată, lasă-mă să merg la castel. Nu, fiule! Nu vreau să-mi pierd unicul copil acum! Ai încredere în mine, tată, mă voi întoarce. Dar nu am un cal și sabie să-ți mai dau. Austin a luat o singură bucată de pâine și a pornit pe jos spre castelul fermecat. A ales să se odihnească lângă un copac. Acolo a văzut un stup de furnici care încercau să-l repare. O, săracele furnici, cine a distrus cuibul? O să vă ajut să-l reconstruiți. Când a terminat, a mers spre lac să bea apă. Acolo a văzut rațele mici înotând. O, săracele rățuște, sigur vă e foame. Luați singura mea bucată de pâine. Rățuștele au mâncat pâinea, apoi a văzut un stup de albine la pământ, l-a ridicat și l-a pus în copac. Apoi a continuat drumul spre castelul fermecat. Când a ajuns, a bătut la ușă. Ce vrei, dragul meu? Bună! Aș dori să salvez prințesa. Poți încerca! Femeia bătrână a aruncat semințele pe jos și a plecat. E interesant, dar cred că pot să le culeg. După 45 de minute, Austin era gata să renunțe. Apoi furnicile au venit să-l ajute. Erau recunoscătoare pentru că le-a ajutat să repare cuibul. Wow! Ați venit toate aici! Vă mulțumesc, prietene dragi! Punga e plină de semințe din nou! Apoi femeia bătrână s-a întors. Ce surprinzător! O pungă plină de semințe! Acum trebuie să treci de a doua probă. Trebuie să prinzi aceste 12 inele. Femeia bătrână le-a aruncat în apă. Austin a mers în apă, dar era prea adâncă și nu a putut prinde niciun inel. S-au scufundat toate în lac. Dar apoi a văzut ceva mișcare pe apă. Erau rățuștele care au venit să-l ajute pentru că el le-a dat pâine. Oh, vă mulțumesc, prietene dragi! Acum am toate cele 12 inele. Apoi a mers direct la femeia bătrână. Toate cele 12 inele, nu s-a mai întâmplat până acum. Nu contează, vino cu mine! Femeia i-a explicat lui Austin despre a treia probă. Când s-a uitat la cele trei siluete, nu a putut să-și dea seama care e prințesa. Toate arată la fel. Gândește-te, Austin. Care e prințesa reală? Brusc, sute de albine au intrat pe fereastră și au înconjurat-o pe cea din mijloc. E cea din mijloc. Cea din mijloc te poți descoperi. Cearceaful alb a căzut la pământ și era prințesa. Mulțumesc, Austin, pentru că mi-ai rezolvat ghicitorile și m-ai salvat, a spus prințesa. Apoi au văzut dragonul care a plecat din turn. Acum ești maestrul acestui castel. Voi pleca. Când Austin s-a uscat, i-a cerut prințesei să se căsătorească cu el și ea a acceptat. Și au trăit până la adânci bătrâneți, construind stupi de albine și umplând apa din jurul castelului cu rățuște adorabile. Sfârșit! Prințesa primăverilor. A fost odată ca niciodată un uriaș al lunii numit Munlo, care se plimba prin locurile goale de pe lună, când brusc a văzut-o pe frumoasa uriașă a pământului numită Terra. Munlo s-a îndrăgostit imediat de ea, a coborât de pe lună și a mers pe pământ. A îngenunchiat în fața ei cu o floare ca un copac și a cerut-o de soție. Terra a fost foarte impresionată de el, a zâmbit. Munlo a câștigat-o. Munlo i-a construit un palat minunat lângă marele râu. A fost cel mai frumos palat de pe pământ. Terra era foarte fericită. În curând, copilul lui Terra și Munlo a apărut. Uriașul singuratic a venit să binecuvânteze și a anunțat numele copilului, Prințesa Primăvară. Terra și Munlo erau foarte fericiți. Pe măsură ce frumoasa prințesă primăvară se maturiza, mulți bărbați au vizitat-o, dar nu a plăcut pe niciunul. Era fericită să stea în palatul ei minunat cu mama ei. Într-o zi, Rază de Soare, uriașul soarelui, a venit să o încurajeze. Când prințesa primăvară l-a văzut, a fost uimită, deoarece Rază de Soare era cel mai frumos bărbat pe care l-a văzut. Hei, frumoasă prințesă primăvară! Numele meu e Rază de Soare și am venit să-ți cer mâna în căsătorie. Prințesa Primăvară s-a întristat de îndată. Oh, mare și frumosule Rază de Soare, nu pot părăsi mama deoarece o iubesc mai mult ca pe oricine. Îmi pare rău. Rază de Soare a plecat. În următoarea zi, când soarele a răsărit, Rază de Soare a venit din nou la palat. O, frumoasă Prințesă Primăvară, te rog să ieși afară. Auzind vocea lui, Prințesa Primăvară a ieșit de îndată. Oh, sunt fericită să te văd! Și eu sunt fericit să te văd, prințesă, și nu pot sta departe de tine. Dar înțeleg iubirea ta față de mama ta, așa că am o altă propunere. Și care ar fi asta? Te căsătorești și vii cu mine în regatul meu. Stai cu mine 9 luni și ultimele 3 luni poți să stai cu mama ta. Prințesa Primăvară a zâmbit deoarece i-a plăcut propunerea lui Rază de Soare. A fost de acord și nunta a avut loc de îndată. După nuntă, și-a luat rămas bun de la părinți și a plecat cu Rază de Soare. După câteva zile, după nuntă, Munlo i-a spus lui Terra: Iubirea mea, e timpul să mă întorc la regatul meu să am grijă de oamenii mei. Cum rămâne cu mine? Draga mea, mereu te-am rugat să vii cu mine, dar nu o faci niciodată. Nu vrei să pleci din palatul tău. Așa este, nu vreau să plec de pe pământ. Te voi aștepta aici. S-au îmbrățișat și apoi Munlo a plecat. Ea a rămas singură. S-a decis să meargă într-o călătorie în pădurile adânci. Acolo a apărut Gheață. Bun venit, Terra! Ți-a luat mult timp să ieși din teritoriul tău. Cine ești? Surioară, nu mă recunoști? Sunt Gheață. Păi, a trecut mult timp. Nu mă pot aștepta să ții minte. Mai mult, sunt aici să te cuceresc. Acum, Gheață! Imediat, Terra a fost acoperită cu gheață și a înghețat. Pământul e acum al meu! Și în curând, pământul a fost acoperit de gheață. Munlo a fost informat de slujitorii săi și i-a pus pe aceștia să aranjeze o întâlnire cu Rază de Soare. Majestate, ar trebui să vă întâlniți în secret cu Rază de Soare, astfel încât gheața să nu știe nimic. Aveți dreptate. Slujitorul înțelept a sugerat o idee. Mai târziu, Munlo a mutat luna și a pus-o între soare și pământ. Aceasta a creat o eclipsă. Munlo s-a întâlnit cu Prințesa Primăvară și Rază de Soare și le-a explicat totul. Rază de Soare a fost furios. O să o topesc pe gheață cu căldura mea. Munlo a dat din cap și s-a tras la o parte. Rază de Soare s-a dezlănțuit asupra gheții și toată gheața a început să se topească. Ce se întâmplă? Razele soarelui au fost prea puternice. A înțeles imediat că era Rază de Soare. Bine, stop! Nu mă voi opri până ce nu eliberez Terra. O voi face, dar cu o condiție. Fie o eliberezi sau o să te topesc complet. Nu există nicio condiție. Bine, dă-i drumul. Dacă mă vei topi, vor fi inundații pe toată planeta și va dura mult să fie reparate. Rază de Soare a fost uimit. Are dreptate. Întreabă care sunt condițiile ei. Rază de Soare a așteptat furios. Voi pleca pentru un moment. Dar în fiecare an când Prințesa Primăvară se întoarce la tine, vreau să conduc pământul. Pentru toate cele 9 luni. E absurd. 9 luni de temperaturi scăzute va ucide pământul. Ce va mai rămâne când mă întorc? Bine, atunci 7 luni. Unde crezi că va fi nou-născutul nostru fiu Monsun în aventurile lui? Va trebui să-l trimitem la palatul bunicii lui în fiecare an, timp de 3 luni, pentru a învăța despre pământ și să aducă ploile. O, pe bune! Un alt copil? Copilul este fiul lui Rază de Soare și al Prințesei Primăvara. Bine, 4 luni și asta e tot. 2 luni. Terminați amândoi. Voi vă certați și mama mea e înghețată ca o statuie. 3 luni. Vei primi 3 luni în fiecare an. Acceptă sau refuză? Bine, fie, vă voi vedea anul viitor. Și cu asta a dispărut. Prințesa Primăvară a ajuns imediat pe pământ și planeta arăta frumos. Gheața s-a topit și Terra a fost liberă din nou. Mama, am născut un copil! Va fi uriașul ploilor. L-am numit Monsun. Și va veni în vizită timp de 3 luni în fiecare an. Oh, ce frumos! Sunt fericită, copilul meu! Așa că în fiecare an, Prințesa Primăvară urma să vină pentru 3 luni să viziteze Terra. Și planeta va înflori. Apoi Rază de Soare urma să vină, să ia primăvara înapoi cu el și să vină vara pe pământ. Apoi Monsun urma să vină în vizită și să stea 3 luni și să aducă ploi. Apoi când pleacă, Gheață urma să vină cu iarna după ea pentru ultimele 3 luni din an. În ceea ce o privește pe Terra, a iubit toate anotimpurile și împreună, pe întinderile sale, pământul a înflorit. Sfârșit. Prințesa ascunsă de pădure. A fost odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, o regină atât de frumoasă încât 3 lumi nu au văzut așa frumusețe. Regina și regele trăiau fericiți, conducând regatul alături de fiica lor. Dar mare ghinion a căzut asupra lor, deoarece regina s-a îmbolnăvit. Fiecare remediu și medicament ce i-a fost dat nu a avut rezultate, așa că a murit. Regele a fost foarte supărat. Ultima dorință a reginei a fost ca regele să găsească pe cineva la fel de frumoasă care să fie regină. Nu te-aș putea înlocui niciodată, iubirea mea, dar sunt de acord. Înainte ca regele să termine de vorbit, regina a murit. Regele a iubit-o mult și nu era pregătit să se recăsătorească, dar într-o zi slujitorii lui au venit la el. Majestate, poporul are nevoie de o regină! Și ce credeți că ar trebui să fac? Sunt bătrân și nu vreau să mă recăsătoresc. Și să găsesc pe cineva la fel de frumoasă ca ea e imposibil. Regele nu știa ce să facă, dar într-o zi fiica lui a venit la el. Și-a dat seama că semăna cu mama ei, același păr auriu, aceeași frumusețe divină. Regele a avut o idee. În sfârșit, promisiunea pe care a făcut-o soției muribunde urma să fie îndeplinită. Regele a convocat slujitorii în curte. Noua regina regatului va fi fiica mea. Ea va avea puterile reginei și se va căsători cu fiul primului ministru, care va fi rege după ce eu voi muri. Dar prințesa nu a fost fericită. Tată! Ce e asta? A fost ultima dorință a mamei tale, draga mea. Dar cum mă pot căsători cu un străin? Gata! Decizia a fost luată. Ok, dăm 4 dorințe. Da, sigur, draga mea. Vreau 3 rochii, una aurie ca soarele, una argintie ca luna și a treia strălucitoare ca stelele. În sfârșit, vreau o haină din 1000 de lucruri din pădure fără să răniți o floare, pasăre ori fiară. Dorința ta se va îndeplini. Așa că regele a chemat cei mai buni croitori din regat și i-a rugat să facă rochile. Soldații au adunat material pentru haină. Fiica mea, tot ce ți-ai dorit va fi îndeplinit și le vom pune în această coajă de nuc. Acum e timpul să te căsătorești. Dar, tată, cum mă pot căsători cu un străin? Ai promis, fiica mea, acum ține-te de cuvânt pentru a mă putea ține și eu. Tată, mama a vrut să spună că dragostea face oamenii să arate frumoși. Gata! Te vei căsători mâine. Prințesa s-a decis să fugă din palat. A lăsat un bilet pentru tatăl ei, regele. Îmi pare rău, tată, cândva o să înțelegi. Prințesa a mers prin păduri și în alte regate necunoscute. Într-o zi, obosită, a găsit un pom gol și a dormit în el. Regele țării trecea pe acolo în acel moment. Majestate, este un străin în scorbura dintr-un copac. Poartă o haină nevăzută de nimeni până acum. Prea bine, aduceți-o la palat. Așa că soldații au trezit prințesa. Prințesa a mers la palat unde a primit de lucru la bucătărie. Într-o zi, regele a avut un ospăț. După toată munca, prințesa a întrebat bucătarul: Domnule, munca e gata. Pot merge să văd balul? Bine, dar să te întorci în jumătate de oră. Mulțumesc, domnule, voi veni. Prințesa a mers în camera ei, s-a spălat și-a pus o rochie aurie ca soarele și și-a lăsat părul auriu drept. Apoi a mers la bal. Imediat ce a intrat, toată lumea a fost uimită de frumusețea ei și regele a dansat cu ea. După o jumătate de oră, fata a dispărut și s-a întors în bucătărie să muncească. Așteaptă! Prima dată prepară supa pentru rege. Da, domnule! Așa că prințesa a făcut supa pentru rege și și-a pus inelul auriu în vas. A turnat supa și a servit. Regele a convocat bucătarul. Tu ai făcut supa asta? Nu are gustul supei normale. Supa asta e mai bună decât orice supă mâncată până acum. E din bucătăria mea, dar cred că fata a făcut-o. Când regele a terminat supa, a găsit un inel de aur pe fundul vasului. Așa că bucătarul a chemat-o pe prințesă și regele i-a arătat inelul. E al tău? Cum poate o fată săracă de la bucătărie ca mine să aibă un asemenea inel, majestate? Îmi amintești de cineva pe care am cunoscut la bal azi. Supa ta a fost delicioasă. Îți mulțumesc. Plăcerea a fost a mea, majestate. După câteva zile, a fost un alt bal în palat. Din nou, prințesa i-a cerut bucătarului permisiunea să vadă balul. De data asta a purtat rochea argintie ca luna și regele a dansat cu ea, dar imediat după jumătatea de oră a dispărut și a redevenit o fată la bucătărie. De data asta, prințesa a luat colierul ei de aur și l-a pus în bolul cu supă pe care l-a dus apoi la rege. E cea mai bună supă pe care am mâncat-o. Ce e? Un colier? Trimiteți iar fata de la bucătărie la mine. Odată ce prințesa a ajuns... E al tău, fato? Cum poate o biată fată de la bucătărie ca mine să aibă un astfel de colier? Regele s-a tot întrebat de fata misterioasă de la bucătărie și domnița cu care a dansat la bal. Când a venit următorul bal, a vrut să afle adevărul, deoarece nu era suficient de inteligent să dezlușească lucrurile. Domnule, mi-am terminat lucrul. Pot merge să văd balul? Bine. Prințesa a purtat rochia ei strălucitoare ca stelele și a mers la bal. Regele a dansat cu ea și i-a pus inelul găsit în bolul cu supă pe deget. Prințesa nu a realizat. Regele a insistat ca prințesa să mai stea. A întârziat și după o jumătate de oră, fata a dispărut. Deoarece a întârziat, nu a avut timp să observe inelul pe deget. Același lucru s-a întâmplat. Și-a pus brățara în supă și a servit-o apoi regelui. Regele a trimis după bucătăreasă, iar când a ajuns a întrebat-o despre asta și prințesa a spus: Cum poate o biată fată de la bucătărie ca mine să aibă așa ceva? Regele a observat inelul de pe mâna ei și a gândit bine. Am dansat cu fata de la bucătărie. A întrebat-o de ce a făcut toate astea, însă de data aceasta i-a spus totul despre viața ei. Regele a fost uimit și a spus: Te iubesc și nu mi-ar fi păsat dacă ai fi o fată de la bucătărie. Îmi place și cum gătești. Te vei căsători cu mine? Da. Vreau să mănânc așa pentru tot restul vieții. Cu siguranță. În sfârșit s-a căsătorit cu regele și au avut o nuntă în bucătăria regală. Cine știa că bucătarul era și preot oficial? Vă declar rege și soție. Tatăl fetei a venit și el la nuntă și a adus deserturile făcute de el. și cuplul a trăit fericit până la adânci bătrâneți. Sfârșit, dacă v-a plăcut! Prințesa Rose și pasărea de aur. Cu mulți ani în urmă, într-un regat foarte îndepărtat, trăia o frumoasă prințesă. Ea avea un păr lung roșu și iubea trandafirii așa de mult, încât toată lumea a numit-o Prințesa Rose. În fiecare seară după amurg, Prințesa Rose ieșea la balcon și bătea din palme. O pasăre de aur a zburat de nicăieri și s-a așezat la ea pe umăr. Și, ca prin magie, părul prințesei a început să strălucească, aprinzându-se într-o lumină roșie strălucitoare. Când pasărea a început să cânte o melodie încântătoare, Prințesa Rose s-a alăturat cântecului, iar toți cei din regat au adormit și au avut vise plăcute până în zorii zilei. Acest lucru a continuat în fiecare noapte câțiva ani. Cum apunea soarele, Prințesa Rose și micuța pasăre de aur cântau frumosul cântec de leagăn, ca toți oamenii să adoarmă și să viseze frumos până dimineață. Până când, într-o zi, ceva teribil s-a întâmplat. O vrăjitoare rea și bătrână a auzit despre Prințesa Rose și a decis să o blesteme. Abracadabra, simsalabim, culoarea trandafirului să pălească! Și părul Prințesei Rose s-a transformat instantaneu în unul negru ca tăciunele. Prințesa Rose nu știa de ce părul ei s-a transformat în negru, dar ca în fiecare seară, ea a ieșit afară pe balcon și a bătut din palme. Dar de această dată, când pasărea aurie a apărut, părul lui Rose a început să strălucească negru în loc de roșu. Pasărea a cântat melodia sa încântătoare, iar Prințesa Rose a cântat cântecul ei de leagăn. Cu toții din regat au adormit, dar în această noapte au avut doar vise urâte și coșmaruri. În ziua următoare, prințesa a întrebat pasărea: Spune-mi, pasăre de aur, cum pot face ca visele poporului meu să fie din nou frumoase până în zorii zilei? Părul negru în apă de trandafiri, a răspuns pasărea. Prințesa s-a gândit că acesta este un sfat ciudat, dar l-a urmat oricum, deoarece până la urmă era o pasăre magică vorbitoare. Ea a umplut un bazin cu apă și a presărat trandafiri deasupra. Apoi și-a scufundat părul în apa de trandafiri și acesta s-a făcut imediat din nou roșu. În acea seară, când pasărea s-a așezat pe umărul ei, strălucirea roșie a părului a luminat din nou cerul nopții. Prințesa și-a cântat cântecul de leagăn, iar toată lumea din regat a adormit și a avut vise frumoase până în zorii zilei. Vrăjitoarea cea rea a fost foarte supărată că blestemul ei fusese rupt, așa că a decis să o blesteme din nou. Abracadabra, simsalabim, culoarea trandafirului să pălească! Și părul roșu al prințesei s-a transformat în negru ca tăciunele din nou. Dar de această dată, vrăjitoarea s-a suit rapid pe mătura ei zburătoare și a furat toate florile de trandafir din întregul regat. Să vedem cum mai poți rupe vraja mea acum! A rânjit ea plină de furie. Încă o dată, prințesa întristată a întrebat pasărea: Spune-mi, pasăre de aur, cum pot face ca visele poporului meu să fie din nou frumoase până în zorii zilei? Părul negru în apă de trandafiri, a răspuns pasărea. Dar unde pot găsi un trandafir? Părul negru în apă de trandafiri, pasărea a ciripit, apoi a zburat. Prințesa nu știa ce să facă. Era atât de îngrijorată încât ochii se umplură de lacrimi. Și una din lacrimile ei s-a rostogolit și a căzut pe pământ, sub balconul acesteia. În acel moment, un prinț tânăr și chipeș s-a întâmplat să se afle sub balconul ei. Acesta a scos o cutie mică și din ea a luat un singur fir de păr roșu. S-a plecat și a așezat șuvița de păr peste lacrima prințesei. Și atunci s-a întâmplat o minune. Deodată, părul roșu s-a transformat într-un trandafir roșu. Prințul a ridicat trandafirul și i l-a adus prințesei. Când a văzut trandafirul, aceasta și-a șters de îndată lacrimile și a rupt petalele trandafirului pentru a le adăuga în apa din bazin. Apoi și-a scufundat părul, iar vraja a fost ruptă. Toată lumea a tresărit uimită, iar regele l-a întrebat pe prinț: Tinere! De unde ai găsit acel păr roșu? Când eu și prințesa eram copii, am luat un fir de păr de la ea din cap ca semn al loialității mele față de ea. Și ea a făcut același lucru cu mine, luându-mi o șuviță de păr. Este adevărat, tată! Prințesa a confirmat și a scos o cutie mică. A deschis-o și înăuntru era o șuviță din părul prințului. Toată lumea a fost încântată de această veste. Prințul și prințesa Rose au știut că într-o zi se vor căsători și astfel, având culoarea părului potrivită, acesta a rugat-o să se căsătorească cu el chiar în acea zi. Vrăjitoarea a aflat că vraja ei a fost din nou ruptă și văzând că intenția ei nelegiuită a dus la un lucru atât de bun și minunat, inima ei rea și plină de mânie a crescut atât de mult încât a explodat într-o mie de bucățele minuscule, iar trandafirii care au apărut din lacrimile prințeselor au crescut și au crescut până când regatul a fost plin de trandafiri din nou. De aceea, trandafirii sunt atât de roșii precum părul roșu al prințesei Rose. Și în fiecare seară, prințul și prințesa ieșeau pe balcon, se întâlneau cu pasărea de aur și cântau un cântec de leagăn, astfel încât toți oamenii adormeau și aveau vise frumoase până în zorii zilei. Sfârșit! Prințesa Anastasia. A fost odată ca niciodată un regat uriaș numit Phrygia, care era condus de bunul rege Marcus. Regele își iubea poporul și mereu se gândea și discuta despre cum se pot îmbunătăți viețile celor din regatul său. Nu doar că era un rege bun, dar era și un soț și tată bun. Își iubea soția și singurul lor copil, Anastasia. Dar consilierul său, Viron, îl ura pe bunul rege și ușor a început să convingă preoții și cavalerii să se revolte împotriva regelui lor. Când a venit ziua, i-a răpit pe rege și pe regină și a ordonat să fie duși la închisoare. Trădătorule, nu! Sunt noul conducător, marele rege Viron! Anastasia, fugi! Prindeți prințesa! Gărzile au alergat după prințesă, care avea doar 5 ani. Dar în mod ciudat, prințesa a dispărut, parcă s-a evaporat. S-au întors temători la Viron și s-au gândit să-l mintă despre fată. Înălțimea voastră, prințesa a încercat să traverseze râul și s-a înnecat. Singurul moștenitor al lui Marcus nu mai e. Un regat care mi-aparține doar mie! Ani de zile, Viron cel rău a fost rege. Cei din regat erau nefericiți și înfometați din cauza taxelor foarte mari la care erau supuși. Dar, undeva la marginile regatului, prințesa Anastasia s-a făcut tot mai puternică. A învățat karate de la maestrul ei pentru a se putea răzbuna. Grozav! Antrenamentul tău s-a încheiat. Acum poți merge la Phrygia. Mulțumesc, maestre! Mai târziu, în piața din Phrygia, un soldat a început să hărțuiască o fetiță. Înainte să vadă ce se întâmplă, cineva l-a lovit cu un pumn în față și a fugit. Era prințesa Anastasia. Când s-a întors să plece, fetița mică a spus: Wow! A fost uimitor! Ești o supereroină! Și așa, Anastasia a dispărut în noapte. Dar fetița a spus lumii despre eroina curajoasă cât să-l sfideze pe răul rege. A continuat să atace soldații regelui rău oricând a putut. Sătenii au crezut că au în sfârșit un salvator și au numit-o Super Asia. Nu a durat mult până vestea să ajungă la rege. Cine e acest Super Asia și ce vrea el? Înălțimea voastră, Super Asia e o fată. Vreți să spuneți că o fată a creat atât de multe pagube în regatul meu? Cât Viron a vorbit cu sfătuitorii lui, ministrul sănătății, generalul Henry, se gândea: Dacă ministrul Rang ne-ar putea spune când și unde atacă, ne-ar ajuta să ne pregătim să o capturăm. Sunt de acord. Apare doar după ce apune soarele. În ultimele săptămâni, mulți dintre soldații noștri au fost atacați la răsărit. Se pare că atacă pe oricine face parte din administrația dumneavoastră, înălțimea ta. Când Henry se întorcea acasă în acea seară, a auzit pași în spatele lui. S-a întors de îndată și a văzut-o pe prințesa Anastasia. A apucat-o imediat de mână și s-a uitat la ea, după care a zâmbit. Prințesa Anastasia! Cine ești? Și de unde știi cum mă cheamă? Ursa Maior. Semnele tale de naștere de sub ochi au formă unei constelații. Anastasia s-a încruntat și brusc, precum vântul, l-a atacat, după care el a căzut. Fratele meu te-a învățat bine! În ziua în care ai fugit, fratele meu Louis a plecat din Phrygia până la marginea regatului. M-am gândit că poate te-a salvat. Și zvonurile despre Super Asia și ura ei înspre noua conducere mi-a amintit de acea zi întunecată. Sunt fericit că ești în viață. Amândoi s-au ridicat și l-a studiat pe Henry pentru un timp. De ce lucrezi pentru acel rege rău? Louis și cu mine am jurat să-l protejăm pe regele Marcus și familia lui. Dar Viron a planificat totul cu mare atenție. Când regele și regina erau închiși, mi-au dat de ales. Fie îl slujesc pe Viron, fie voi fi închis pe veci. Am crezut că, dacă sunt viu și nu sunt închis, voi putea să-i eliberez într-o zi. Deci m-am gândit să mă alătur lor. Fratele meu nu știa intențiile mele. De aceea a plecat cu tine și nu mi-a spus niciodată unde era. Din acea zi, am căutat oportunitatea de a-i elibera pe rege și regina. Dar nu am reușit până acum, iar acum tu ești aici. Vreau să-l scot pe tatăl și pe mama mea din temniță. Dacă le ești loial, dovedește-o. Spune-mi cum pot ajunge la ei. Henry i-a explicat Anastasiei că doar Viron are cheia de la celula părinților ei. Deci, pentru a-i elibera, trebuie să scape de regele rău. Viron este mereu înconjurat de gărzile regale, cu excepția unei zile pe an când are o piesă de teatru în care arată cum l-a trădat pe tatăl tău. Viron adoră să amintească lumii că el e regele lor. El joacă rolul său pe scenă, dar se dă drept un războinic mare și un lider. Deschide singur piesa și mai târziu apar și alți actori. Henry a spus Anastasiei despre ziua și ora piesei. Anastasia a zâmbit și în câteva zile ziua a sosit. Lumea s-a adunat lângă scenă, de teamă că refuzul invitației ar atrage furia regelui rău asupra lor. Consilierii și cavalerii regelui au stat pe locurile din față și piesa a început. Dar când s-a tras cortina, publicul a fost șocat. Viron era legat și întins pe scenă în timp ce Anastasia stătea pe tron. Asta face parte din piesă? Hei, e Super Asia! Atunci, Henry s-a ridicat pe scenă și a spus: Asta a fost sfârșitul conducerii lui Viron. Doamnelor și domnilor, vă prezint prințesa voastră de mult pierdută și moștenitoarea la tron, prințesa Anastasia. Publicul a aplaudat. Stop! Credeți că îl capturați pe regele nostru și vom accepta asta? Gărzi, prindeți-o! Vino! O să vă învăț o lecție bună și cât timp noi dansăm pe scenă, mama și tata sunt deja eliberați din închisoare și veți suporta furia regelui adevărat. Poftim? Lăsați armele și aruncați-le! Neajutorați, soldații și preoții s-au conformat. Anastasia a fluierat. M-ai păcălit! Trebuie să-ți reamintesc că ai luat regatul nostru? Trebuia să te urmăresc eu. Cea mai mare greșeală a mea a fost să cred că o fată nu mă poate răni. Da, asta a fost cea mai mare greșeală a ta. Și așa, Viron și oamenii lui au fost închiși. Anastasia s-a reunit cu părinții ei. Henry s-a reunit cu fratele lui și cei din regat au fost din nou fericiți. Sfârșit!